Salutare ideilor aici pe păr la un episod din Maps from Subs, episodul 62, cred că da, 62. Îmi cer scuze că ieri n-am pus chiar nimic, doar că m-am luat cu jocurile, m-am luat cu Dota și știi că un meci de Dota poate să dureze chiar și până la o oră. Și am jucat vreo 2-3 meciuri, am zis, bă, tresez, nu mai pot filma. Și îmi cer scuze, așa că, uite, de acum încolo sper să pot pune cel puțin două clipuri pe zi, pentru că o să înceapă și școala și o să fie puțin mai greu din punct de vedere al timpului, în orice caz. Dar, dacă îți place această serie, destul de lungă, durează, o să dureze mult, mult mai mult decât 62 de episoade, nu uita și tu să apeși butonul de like. Da, degețelul acolo care semnifică like-ul. Ok, hai, am vorbit cam mult, hai să vedem care e treaba cu mapa asta. Îmi place începutul, e așa primitor. Hai să vedem, keep inventory true. Ia stai, suntem pe peaceful cumva. Cred că de-aia. Ah, ok. Mob griefing false. Time set day. Time set night. Păi atunci la ce mai pus time set day? E, în fine. Stai pe peaceful. Ok, hai să stăm pe peaceful. Ia. Salut pe păr, eu sunt Andrei Slay din... Slay din Aider. Hai să citim așa. Mă văd să numește Pepper și extraterestri. A, da, am uitat și eu să spun detaliul ăsta așa micuț, cum se numește mapa, dar uite că a spus-o el. Este prima mea mapă, nu fi prea dur cu ea. Mă, nu o să fiu dur cu ea. Dormi ca să-ți setezi spawn point-ul. Kit de extraterestru, cea mai importantă regulă, hai să vedem. Dați like lui Pepper, aha, uite, vedeți? Wow, stai că am luat și ăsta, hai să lăsăm gol. Reguli. Distrează-te, nu folosi game în mod 1, punctele tale sunt diamantele, voi să spargi doar cleu, stai pe peaceful. Ok, stăm pe peaceful. Hai să vedem, poveste, poveste, iubesc mapele cu povești. Tu ești un om ca toți ceilalți, mai exact un rancăciovean. Dar erai atât de sărac încât nu puteai să ții nicio pâine, în schimb erai cel mai deștept din Rancaciov. Într-o zi extraterestri au aflat că ești foarte inteligent și au venit la tine. Ei au vrut să te testeze, dar tu nu ai vrut, însă au zis că îți dau 1000 de euro. Când ai auzit, ai ieșit direct la probe. Păi da, se pare că și extraterestri folosesc bani. Avertisment. Mapa nu este una de troll. Păi, ok. Ia, sabie laser din Star Wars, cască cu raze X, boost de extraterestru, kilos de tablă, papuși cu jetpack, pistol cu raze laser, rază laser. Ok, super tare, deci începutul deja mi-a dat... Ia, deja un stack de la început ăsta, să zicem că e... Bă, uite, trebuie să dormim, ok. Trebuie să dormim ca să avem spawn point-ul. În orice caz o să-mi pun eu spawn point după ce trec de fiecare pas. De alta tank. Ciudat. Ia. Extraterestrii au vrut să testeze agilitatea. Proba 1, easy parkour. Opa, asta așa. Ok, deci vreau să comentați, să lăsați un comentariu în legătură cu un alt mod. Pe că nu știu, poate o să mai continui și cu B-Team. Dar aș vrea să avem și un alt mod, pe când în principal unul co-op, pentru că aș vrea să fac cu musteci, dacă îl știți. Unul co-op, da. Time set night, spawn point. Hai mă, omule, de ce time set night? Adică bine, eu știu că extraterestrilor le place noaptea, dar nici chiar așa. Stai, nu e pe partea asta, e pe partea asta, bun. Ia uite-mă ce repede am trecut, haide că am început să adun mai multă experiență și o să-mi folosesc extraterestrii, a văzut că ești agil. Stai, unde e buton? Bă, nu e buton. Time set night. Ia stai. Ok, serios? Hai, las-o așa. Dacă ai ajuns aici fără game în modul 1, ești bun. Ca un golden apple enchantat. Hai să vedem. Ia stai că eu mă duceam încolo. Hai să mergem. Pașa. Uite că n-am murit. În orice caz e bine.
Mă, îmi place că ești generos, îmi dai cât un stack de diamante. Extraterestrii, dă-mă încolo, au văzut că ești, că ai simțul găurii. Mă, l-am, dar nu în Minecraft, înțelegi? Proba 3, labirint invizibil. Oh, shit. Opa. Ia. Mă duc și eu așa, ia să vedem. Pe aici nu. Stai, prin ce parte văd că pe aici nu? Aoleu, și treceam de chestia asta destul de rapid. Ia, cum mai avansez? Cum naibii avansez? Ok, văd că... Opa! O, da, ia stai. Poate pe aici? Nu, pe aici nu. Pe aici nu. Tu și pe unde, mama, naibii? Dacă pe aici nu. Pe aici nu. Pe... Ok, chestia asta cu labirintul invizibil e o chestie ingenioasă, o chestie originală, deși au mai fost în alte mape, nu în foarte multe mape, dar e enervantă. Uite, uite, vreau să ajung acolo. Stai, e ceva... Aha. Uite, deci pe unde e fence-ul, nu pot trece, ok. De alta, dar am fi pierdut foarte, foarte mult timp. Ia uite, eu eram aici. A, mamă, ia uite cât fence era aici, de-aia nu puteam eu să trec. Ok, scuze, tipule, cel care ai făcut mapa, scuze că ți-am distrus puțin mapa, dar asta e. Trebuia să trec, nu? Adică am fi pierdut foarte mult timp și voi v-ați fi plictisiți și eu nu vreau să vă plictisiți. Time set night. Ok, spawn point. Se pare că ai uitat să pui butonul la spawn point, dar nu-i problemă. Asta e, am uitat că nu o pot folosi, da. Proba 4, găsește leverul. Alienii vor să vadă dacă ai simțul căutării. Simțul căutării. Eu cred că leverul aici. Aici. Aici, aici. Aici, 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 aici. Sau aici. Na, cel mai probabil aici. V-am zis eu că aici. Mamă, fierar, mama lor. A trebuit să le ia așa pe rând, da. Ok, știi ce, mai știi ce ai zis la început? Că mapa asta nu e o mapă de troll. Sau o mapă care să mă troleze. În fine, cam același lucru. Eu observ că e. Pentru că n-am găsit nicăieri. Ar fi trebuit să le... Bine, na. Să le pui și tu pe rând, așa știi, să le aliniezi. Opa, asta-i. Omule, mă doare capul. Ce naiba? Unde ai pus lever-ul ăla nemernic? Era mama lui de lever, că... Nu! Nu mai suport! Unde e lever-ul ăla? Aoleu! Aici nu, aici nu, aici nu, aici nu, aici nu, aici nu, aici nu! Unde altundeva, te rog, spune unde? Dacă nu l-a pus în niciun chest, nu? Dacă l-a ratat. Adică dacă a uitat să pună leverul în... Sau dacă am ratat eu. Dacă a fost într-un chest și eu nu l-am luat. Omule, deci pot să jur că le-am deschis pe toate de 3 ori la rând, cred, și n-am găsit nimic. Ok. Lever. Gata, îl avem. Nu știu, sper să nu vă supărați, dar deja a început să mă doară capul. Extraterestrii tot nu sunt convinși că ai simțul căutării. Păi da, pentru că nu era niciun lever acolo. Tocmai de-aia, găsește un artefact. Timesen, hai, din nou, n-avem buton la spawn point, asta e clar. Artefactul, și artefactul...
Ce e un artefact? Bine, probabil un ce, ce naiba e un artefact? Bine, știu că e ceva, un lucru vechi, un lucru sacru. Dar are legătură cu ce? Un lever, poate? Ceva? Ăsta e artefactul, bun. Și artefactul ar trebui să-l pun unde? De fapt, stai, nu știu de ce mai intru aici, pentru că a trebuit să găsesc decât unul. Unul singur. Bine, la posatea clădire probabil credea că nu o să mă duc fix în prima clădire. Era logic dacă am venit de acolo că o să mă duc în aia sau... ok, avem artefactul. Hai să vedem unde mama naibii trebuie să ne ducem. Ia, pun artefactul în dispenser. Ok. Wow, ce șmecher, ni s-a deschis ușa fără un lever. Spawn point. Iar n-avem buton, asta e sigur. Times and night. Ții minte unde ai mai văzut ușa asta? Care ușă? Asta? Proba 5. Recompensa. Ai făcut toate probele bine. Vino să-ți iei recompensa. Mapa nu s-a terminat. Urcă în navă. Aoleu. Se aud alienii. Nu văd nimic. Se aud extraterestri. Fidra. Opa. Extraterestru. Și unde e recompensa? Plecați, mă, de... E interesant că extraterestrii nu luptă. Intră aici și... Nu! De ce și extraterestrii plecați? Mam, ce merge asta așa de repede, în fine? Ai aflat ce alienii nu vor să-ți mai dea banii? Și vor să te închide ce este în cufăr. Apoi apasă pe buton și fugi pe ușă. Sări în piscină. Sări. 1000 de euro. Bun, am luat recompens. Stai să-mi iau și diamantele. Pe ușă și în piscină, opa, a, da, e apă. Cam puțin apă. Ok, cred că aici e finalul, ia stai puțin să punem noi niște luminițe pe aici. Poc, poc. Atât, ia. Felicitări, ai terminat mapa, sper că ți-a plăcut. Dă-i o notă, îi dau nota 7.50. A fost ok, doar că m-am mai enervat faza cu lever-ul. Pentru că nu-l mai găseam, ori am fost eu orb și nu l-am văzut, că am ratat în vreun gest, ori nu l-ai pus tu. Canal de YouTube. Nu am canal de YouTube, dacă vreți partea a doua, dați like și subscribe. O să fac partea a doua dacă la acest video se strâng 200 de like-uri. Pot să calculez cam atâtea like-uri se strâng la vreo 3-4 clipuri. 200 la unul singur, niciun caz. Trebuie să ai 6 stack-uri de diamante. Am numai 5. Înseamnă că era ceva pe acolo, pe la acestule, unde presupunem, să presupunem că ar fi trebuit să găsim lever-ul. Ce aici? Mai este dacă apasă pe buton. Wow! Super tare! A fost frumos finalul. Păi, cam atât din acest episod, ardeilor. Sper că v-a plăcut. Îi mulțumesc tipului care mi-a făcut mapa. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați urmărit acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!